Astăzi, în cadrul ședinței Curții de Conturi, vom examina raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin hotărârea Curții de Conturi numărul 26 din 5 iulie 2016 privind rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din Raionul Briceni pentru anul 2015. Raportor va fi Victor Camolinski. Principalele carențe stabilite de auditul precedent au constituit în principal în aspecte ce ține de evaluări insuficiente ale potențialului economic aferent bazei de impozitare, gestiune neconformă a cheltuielilor bugetare, aspecte din neconformitate ce ține de domeniul alocațiilor capitale și achizițiilor publice, administrare și raportare neconforme a patrimoniului public. Verificările efectuate de misiunea actuală a stabilit că oficialii responsabili au întreprins un șir de măsuri privind eliminarea deficiențelor, implementarea unor proceduri de control în domeniul retribuirii muncii, îmbunătățirea cadrului normativ intern ce ține de administrarea întreprinderilor municipale fondate. În același timp, se remarcă că nu sunt depuse eforturi maxime în privința eliminării integrale a deficiențelor nominalizate. Entitățile care au implementat parțial recomandările constatate de misiunea follow-up sunt primăriile Bogdănești, Bălcăuți, Medveja, Șerăuți și Tabani. Generalizând cele expuse, misiunea actuală relevă că implementarea insuficientă a recomandărilor Curții de Conturi a fost determinată în principal de lipsă de consecvență în acțiunile responsabililor în vederea gestionării corecte și eficiente a resurselor și patrimoniului public, implicarea insuficientă în acest proces a acestora, precum și de pregătirea profesională redusă a personalului din cadrul entităților publice vizate. O dată asistență este o misiune ușoară pentru Curtea de Conturi, genul de flow-up. Noi venim în entități, dar să vedem cum se îndeplinesc recomandările Curții de Conturi. Și vreau să vă spun, cu cât mai des noi venim cu așa misiuni, cu atât mai bine se îndeplinesc recomandările, este un lucru mare. Noi am ajuns cu 2 ani jumătate de când activăm, avem vreo 26% din unde se îndeplineau, acum am ajuns la 70%. Adică sunt niște lucruri buni, dar nu numai de aceea am ajuns, de aceea că noi nu mai venim cu recomandări de dragul recomandărilor. Este такие вопросы, которые прошлый раз затронули в акте, они объективные, потому что много объектов, которые не были узаконены через кадастр, через заседание райсовета, мы получили тогда указания, мы с ними справились, просто шел конец 2018 года, бюджет нам не позволял с кадастром заключать договора по перечислению денег, поэтому мы ограничились. Короче, на данный момент все объекты прошли кадастровые оформления, мы перечислили деньги, и мы даже просим у счетную палату, чтобы этот вопрос снят. Вот в ходе ревизии вы убедились, что эти документы у нас в наличии имеются. A venit la această ședință primarul din Cotiujeni, Mihai Ursu. Am văzut și la dumneavoastră înregistrarea unor venituri suplimentare. Vreau să ne spuneți ce activități ați făcut, cum ați ajuns la aceste venituri suplimentare, ca să fie un exemplu și pentru alți primari din Republică. Mulțumim! Noi înțelegem fiecare control. Într-adevăr, eu am spus, de lipsa de specialiști, specialiști în domeniu, și se fac poate și multe încălcări care nu le știm, dar ne-am stăruit tot posibilul să facem ca să restituim tot la loc și pe viitor o să luăm în considerație. Știți, cum acela care nu lucrează, nu face nimic și acela greșește, de restul nu s-a făcut intenționat nimic, așa s-a primit. Cea mai importantă realizare care nu a fost făcută de către Consiliul Raional Briceni este lipsa acestui regulament. În mare măsură, noi vorbim despre un document, însă acel document asigură sustenabilitatea acțiunilor tuturor angajaților care se implică în acest proces bugetar de planificare a veniturilor și anume identificarea bazei impozabile. Două probleme sunt foarte mari, paza pădurilor și bazinele acvatice. Este o problemă care, ia din an în an, noi vorbim despre ea, noi venim cu recomandări, dar aici ține doar un singur lucru, capacitatea financiară
a primăriei. La noi cum a mers când a fost toată chestia s-a organizat? Cam fiecare localitate vezi fi un primar. Eu atunci eram președintele Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și eu țin foarte minte când a aruncat asupra noi legi. Acolo era așa, este capacitate, trebuie să fie capacitate ca primăria să poată gestiona niște lucruri. Voi nu aveți capacitatea, spuneți paznic la fâșiile astea și la păduri? Moțiva nu are capacitate să le ia, fiindcă nu are resurse financiare nici ea. De aceea eu cred că reforma totuși apeleurilor va avea loc și noi trebuie, cum să vă spun, gospodărește, nu politic, dar gospodărește, apropiem de chestia asta. Dacă este o capacitate financiară, dacă sunt un număr de agenți economici care vin cu impozite în primărie și această bază financiară impozitabilă ne ajută nouă ca să menținem toate structurile necesare pentru ca să funcționeze bine o localitate cu un primar, atunci mergem. Dacă nu, nu trebuie să mergem chestia asta. Noi avem 888 de primărie, dacă eu nu greșesc. Este un număr foarte mare la număr de locuitori care îl avem noi. Eu cred că el se în jumătate primăriile astea. Dar aici, iarăși, trebuie să venim la chestia asta, nu de ce e că uite, eu sunt primar și sunt la partidul ducutare și eu am să-mi sfac, toți oamenii noștri să aibă primărie, că nu-i mai duce unul la primarul cel de alături, în localitatea. A fost o gândire greșită. De ce vă spun că noi nu o scotăm problema cu fâșiile? Din păcate, ele sunt distruse. Cât e mai friguroase iernile, cu atât mai puțin fâșii și păduri locale rămân. Pentru că ele sunt distruse și nu este capacitatea de a proteja de lucrurile astea. Ne bucurăm când sunt și recomandările curții de conturi luate în calcul, fiindcă noi avem un singur scop. Noi nu venim doar să controlăm de dragul controlatului. Noi facem tot posibilul ca banii publici să cheltuie rațional. Patrimoniul public mai ales. Fiindcă noi am fost acum în Parlament și am vorbit despre sute de hectare de teren care nu este luat la evidență în contabilitate, despre bunurile care le avem noi. De aceea, eu cred că și chiar sunt convins că noi când venim a doua oară, noi găsim mai puține neajunsuri. Și asta pe noi ne bucură, înseamnă că nici lucrul nostru nu a mers pe alături.